Despăgubiri. Uite, într-adevăr, articolul 27 din Constituție. Dar nu garantează libera circulație, evident, și eliberarea unui pașaport pentru călătorie. Asta ne garantează drepturi. Dar legea asta, articolul 8, e făcut, eu cred, numai pentru a estorca bani din cetățenii. Adică datorii prin călăpiață centrală. Îmi dai bani, îți dau pașaport. Asta e o speculație. Da, gândai bani să liberezi patavelele. Până la urmă câștigă registrul. Câștigă din această manie vreo 100 de lei. Pe lângă atâtea prejudicii... Câte 100 de lei de la fiecare? Da, câte 100. Da, 200 de lei, da? Dar cât am așteptat noi acolo, fiecare a doua persoană primea un refuz. M-am uitat cât de efectiv, adică m-am uitat cum a făcut ea acordul ăsta între șefii ăștia, Termocom, registrul, cred că s-au întâlnit la vreo un picnic sau la vreo cum ai trei și au stabilit între dânșii. Ai mologen, eu am... Băi, mologen nu mai este, dar e dinainte, e de atunci. Chelmatincu a rămas angajat pe la registru. Trebuie funcții să fie mari. Asta e... Persoană prețioasă. Da, eu gândit, adică articolul ăsta a făcut, a fost, este folosit mai mult pe partea negativă contra noastră, a cetățenilor. Dar totuși nu se poate. Eu acum mă simt pedepsit de două ori. Una că... Urmărit penal? Urmărit penal. A doua, mă mai pedepsește odată să nu plec nicăiurea, cu toate că totuși răspunderea asta penală eu as o... A să o efectuez oricum. Și chiar dacă am niște datorii la stat, eu nu le-am, dar chiar dacă am... Aș fi avut, da? N-ar trebui să speculeze cu libertatea mea, adică cum migrez sau să... Astea. Fiindcă, în cazul dat, dacă am datorii, lasă-mi pui sechestru pe bunul, pe automobil. Adică... Ce bunuri am, dar nu pe libertatea mea, adică să speculeze cu libertatea mea. Eu s-o cot că limiteze, asta, da. S-o cot că asta tot, totuși aici de la registru s-au gândit cum să facă bani pe exodul care e în Moldova acum. Fug din țară. Da, e vacanță, oamenii. Fug din țară, au pus niște prețuri la pașapoarte că... Exagerate. Sunt foarte exagerate, într-adevăr, pașaportul ăsta nu costă. E prețios, e poleit cu aur. A doilea, fiecare vrea să rupă, să fugă din țară asta și speculează pe asta, vrei să asta sunt, vă spune lumea și nu numai asta, că sunt multe cazuri. Îi dau câte 1000 de euro numai ca să, acolo o greșeală în pașaport sau în lături, un mod. Care e făcută din vina funcționarului. Care e făcută din, sau acolo și au probleme, nu poate să iasă. Într-adevăr, cetățenii noștri sunt într-atâta disperați, că dau 1000 de euro, niște sume destul de mari unor angajați sau chiar cu unde se duc banii ăștia, e clar. Dar ceea ce câștigă registrul dintr-o manievră de asta de-a lor, într-adevăr, să mai fie anunțat din timp, din start, ai niște probleme în lăturile, nu putem să-ți perfectăm pașaportul, era să fie mai bine. Dar Hodorogea o întreb direct, de ce îmi restituiți numai 750 și eu am plătit 850 și n-am niciun serviciu? Adică Hodorogea-și cu... Cu colectivul, angajații îmi bagă mâna în buzunar, mă jefuiește fără ca să știu, nici nu-și dau seama alții că sunt jefuiți. Mai este